Doamne, cât mă bucur să te întâlnesc în sfârșit după atât timp. Îmi place cum arăți, arăți foarte bine în realitate. Mulțumesc. Și adică... nu fac complimente foarte des, crede-o. Adriana, ce se întâmplă? Opa! Cine? Ce se întâmplă? Bine, atunci pleacă la nevastă ta și la copiii tăi, pleacă odată. E bărbatul perfect cu nevastă și copil, ce ai? Uite acolo, ce facem cu ăsta? Tu ce faci cu asta aici? Ce fac? Fac ce vezi! Da, îmi pare rău că suferi, dar eu îți spun sincer, omul ăsta e însurat, are copil, are altă treabă. Când mă întorc, schimbă-ți atitudinea că eu am treabă cu tine în sala asta. Păi tu să-mi spui care-i treaba cu Daniel, că eu deja știu sigur, dar vreau să aud și din gura ta. Cum e posibil așa ceva? Eu am vorbit ceva cu ea, știe foarte bine unde este locul, știe foarte bine că și-a asumat lucrul ăsta că eu sunt surat cu un copil. Și nu mai pune mie cuvinte în gură. Eu ți-am spus păi de ea. Păi ești o mincinoasă! Nu e adevărat! Haide, haide, mă, hai cu mine la apartament, că am cheile. Da, vorbesc serios. Ai văzut pozele, măi, omule. Păi le-am văzut, mă, da, de unde să știu ce s-a întâmplat. E grasă, e urâtă, e nasoală, nu se mai îngrijește, nu mai are grijă de casă, nu mai face nimic, stă ca lăuza în pat. Ce spuneai de nevastă ta? Adulți fiind, așteptăm unii de la alții să acționăm și să judecăm corect anumite situații de viață. Însă noi, ca indivizi, nu suntem decât cumulul experiențelor pe care le-am avut, începând cu primii ani de viață. Și cu cât traumele copilăriei sunt mai mari, cu atât poziționarea noastră în viața de adult poate fi mai deficitară. Vom fi martorii unei povești a cărei chei se află, de fapt, în natura evenimentelor trecute. Maria și Ioana, ajunse acum la vârsta de plinei maturități, sunt două surori care au o legătură specială. Din păcate, ea nu din bucurii s-a creat, ci din ani de suferință și de dor. Cei care ar fi trebuit să le fie aproape și acum nu mai sunt de mult pe această lume. Știi, Maria, azi noapte am visat-o pe bunica. Da. Era lângă mama și tata acolo și îmi spunea să avem grijă de noi. Păi o să avem. Că ei o să ne vegheze de sus, să ne fie bine. Știi, ar fi bine să dăm și noi ceva de pomană, că așa se zice când visezi pe cineva mort. Da, cum să nu? Bineînțeles că o să dăm de pomană, da? Mai ales că, uite, când mă gândesc, a și venit anul. Parcă mai ieri a murit bunica. Da, știu, mi-e așa dor de ea. A, nu-mi spune. Și mie. Din păcate, părinții noștri au murit într-un accident de mașină în urmă cu 20 de ani. De atunci ne-a crescut bunica, așa cum a putut. Era singura pe care o mai aveam. Acum ne avem una pe alta. Și așa o să rămânem mereu. Stai liniștită, că voi fi tot timpul lângă tine. Știi că te iubesc. Mă gândeam, dacă o să mă mărit vreodată, o să te iau cu mine. Ah, spui tu așa cu Maria, dar în momentul când ai o relație, nu știu dacă e bine să fie și al treilea, înțelegi? Tu ești surioara mea, indiferent de ce s-ar întâmpla, chiar dacă ești mai mare, și o să te iau cu mine. Bine, mai vedem. Apropo de bărbați. Da, ia zi tu, hai. Mai iau o gură de cafea. Am întâlnit pe cineva. Da, un tip drăguț. Și e pe site-ul ăla de dating de care ți-am spus și nu vrei să-ți faci cont, că acolo sunt și bărbați serioși. Da. Iată. Da, îl cheamă Daniel. Are 40 de ani. E divorțat. N-are copii și lucrează în IT. Deci e și deștept. Ce ai văzut, da? Bă, corect. E însurat? Ia spune-mi. Ți-am zis că e divorțat. Ai divorțat? Și nici n-are copii. Tu l-ai întrebat așa puțin de ce s-a despărțit de soție? I-am promis bunicii că voi avea grijă de Maria. Ea este mai aerian, așa. Ea crede că tot ce zboară se mănâncă. Știi că l-am cunoscut de câteva zile. Și ce dacă ce? Astăzi trebuie să spui cât mai repede, să pui întrebări, să ai răspunsuri. Ce, stăm așa? Cât stăm? Hai, o lungim? Sormă, că ești fenomenală. Păi, dar asta este o întrebare importantă, draga mea. Este o întrebare importantă, așa știi și tu. Vezi cum vorbește despre soție, dacă mai are ceva cu ea, dacă se mai întâlnește. Păi cum?
Sunt câteva zile. Cum să încep să-l întrebi de soție? Nu vrei să-i cunosc părinții din prima zi? Păi nu, nici așa. Dar totuși, astea sunt întrebări de bază pe care trebuie să le pui unui bărbat pe care cunoști pe un site. Peste o lună. Peste o lună vrei să-l întrebi? Da. Nu i-am spus Ioanei că Daniel este însurat și că are și copii pe deasupra, pentru că mi-ar fi împuiat capul și sigur m-ar fi împiedicat să ies cu el. Of, Ioana, mai bine nu-ți mai spuneam nimic. Cum îți spun de câte unul, gata, începe interogatoriu, 1000 de întrebări, îmi împui capul, e dimineață, n-am. Maria, tu știi că eu sunt sora ta mai mare? Da. Și că te iubesc? Da. Da? Și vreau să te protejez. Da. Ce este rău în asta? Ea așa a fost de mică. Se atașa de toată lumea, credea tot ce îi se spunea. Și apoi, nu trebuie să ne mai mirăm de ce o părăsesc bărbații. Nanchie, fie dimineață. Abia m-am trezit. E dimineață. Mă duc în cameră. Mersi pentru cafea și cap împuiat. Ioana nu-i vrea răul surorii mai mici, însă aceasta s-a îndrăgostit deja de Daniel fără să se fi întâlnit cu el. Situația nu este deloc favorabilă Mariei, dar când vrei să iubești, nimic nu mai contează. Maria? Bună! Maria! Daniel! Maria. În sfârșit, ne vedem! Wow, ce prezență! Mulțumesc și tu la fel! Ah, stai! M-am emoționat foarte tare! Pentru mine? Ce frumoase sunt! Arată foarte bine, Daniel, nu-mi vine să cred. E înalt, puternic, mândru, tandru, tot ce-și poate dori o femeie. Păi da, că treceam așa pe lângă o florărie și l-am văzut acolo și m-am gândit la tine când le-am cumpărat. Mulțumesc, sunt foarte frumoase. Ce faci? Dar ce bine arăți. Și tu la fel, neașteptat, da. Hai te rog să-ți luăm un loc. Sunt căsătorit de aproape 14 ani cu soția mea, dar din păcate ea s-a îngreșat foarte tare după sarcină și... Din cauza asta am început să caut diverse aventuri. Mulțumesc! Doamne, cât mă bucur să te întâlnesc în sfârșit după atâta timp! Abia aștept să văd cum se mișcă în dormitor. N-am mai avut o relație de mai bine de jumătate de an. Abia așteptam să întâlnesc pe cineva. Doamne, rar bărbați ca tine, să știi că de mult nu mi-a mai adus un bărbat ofer. Hai că mă faci să înroșesc. Vorbesc serios! Doamne, și la ce specimene sunt în ziua de astăzi? Florile ca florile, dar își pun niște poze la profil, Dumnezeule, și când te întâlnești cu ei, o iei la fugă. Și invers, e la fel. Da, și invers, e la fel. Filtre și machiaje, Dumnezeule, deci arată horror în realitate oamenii ăștia. Nu înțeleg de ce atâta prefăcătorie. Cum de ce? Tu nu știi că toți sunt bombardieri în spatele internetului? Și când se văd față în față, da, da, nici trebuie... fizic, nici mental, nici în niciun fel? Știu, doar că ar trebui să se gândească că oricum ajungi să-i vezi în realitate și dai bir cu fugiții, nu? Adică... Da, dar nu. Nu știu, așa cred că e normal. Să ne afișăm cum suntem noi natural și cine te place, te place, cine nu, nu. Că până la urmă, în realitate, dacă te văd și nu te plac, ce ai făcut? Ți-ai pierdut timpul cu mine pe internet, nu? Nu, ți-ai luat un buchet de flori și ai plecat acasă. Nu, că n-aduc niciun buchet n-aduc nici de flori. Am uitat, vezi? Nici o ciocolățică. Și noi ce facem? Ți-am adus florile, pleci acasă sau ți-am adus florile și mergem la o cafenea să bem o cafea? Simt că Maria va fi amanta ideală. Știe că sunt însurat, știe că am un copil, dar pare să nu deranjeze. Tu ce crezi? Eu zic că mergem la cafenea să bem cafea. Clar. Haide. Opa. La încolo e, da. Știu unde e. Cum era de așteptat, Maria a început rapid o relație cu Daniel, asumându-și statutul de amanta unui bărbat însurat și cu copii la casă. Probabil că proiecția în viitor arată diferit pentru ea. Cine știe? Însă, deocamdată, ea este în faza în care are nevoie de o confidentă, iar vizita prietenei sale vechi se potrivește de minune în context. Ce mi-ai pregătit aici, bun? Cafeluță. Cafeluța noastră. Parcă mi-ai citit gândurile. Așa o făceam în tinerețe, mai ții minte? Vai, ce dorme de facultate. Experiența asta cu Anglia m-a schimbat, să știi. Da, de ce? De ce nu am mers așa bine, Maria. Păi, ce s-a întâmplat? Distracții, pe ce s-a gândit bărbatul meu să-și găsească pe una? Umle să distreze, să... Da. Cum naiba, mă? La vremuri, ce să faci? Acum știi cum e pentru copil? Da, bine. Fac viața grea, da? Pentru copil tot stăm, dar el nu o să aibă viață ușoară cu mine.
Știi asta, nu? Dar nu vine să cred că a făcut lucrul ăsta. Și părea așa cu minte. Păi uite-te și tu cum sunt bărbații ăștia, frate, că numai de ăștia am dat. Tu da. Am să zic ceva. Da? Ce? Adriana e singura mea prietenă. Cât a fost în Anglia, am suferit foarte tare. Însă acum e din nou aici și abia aștept să fim ca la început, să povestim verzi și uscate. Am plecat în Anglia acum 4 ani cu speranța că o să dau de o viață mai bună și lucrurile n-au fost chiar așa și împreună cu soțul meu și cu copilul nostru de 10 ani ne-am întors înapoi în România. Nu, fii atent, mai întâi zic eu. Deci eu sunt fericită. Dar stai, tu ce vrei să-mi zici? Ghici. Am și eu un iubițe. Am crezut că sora ta. Și tu de unde ai iubit? Păi ne-am cunoscut pe net și am rămas super surprinsă în realitate. Doamne, de ce așa frumos? Și se comportă dumnezeiește. Mm. Îmi face cadouri. Și partea cealaltă, Doamne! M-ai câștigat la e super frumos și face cadouri. Da, și... da, și în dormitor. Uite, hai să ți-l arăt. Tu în dormitor? Da, Doamne, nu aș fi crezut. N-aș fi crezut, dar e genial. Deci e genial, e bărbatul perfect. Tu te-ai schimbat de când am plecat eu, voi. Da, probabil. Uite-l. Cine e, ia să vedem. Cheamă Daniel. Nu e rău. Ne place. Auzi, da, Daniel ăsta tău. Daniel are... Da. Are? E bărbatul perfect, o mică. E bărbatul perfect cu nevastă și copil, ce ai? Uite acolo, ce facem cu ăsta? Eram sigură. Eu când te întreb pe tine, tu tot timpul. Vai, ce frumos, ce deștept. Nu începe ca sormea. Vrei să nu mai vorbesc cu tine despre chestiile astea la fel cum nu mai vorbesc cu sormea? E, puteam să jur că e ceva la mijloc, Maria. Uite-te, de ce? Nu zic, arată bine, nu zic, da? Nu zic față de ce am mai văzut până acum. E foarte fain băiatul. Mă rog, băiatul, că e dita, e omul cu familie, mă rog, cu nevastă și copil. Așa, și vă iubiți sau că... Băi da, ideea e că nu mai e nimic între el și nevastă sa. Stau la fel ca tine, pentru copil. Nu exact la fel ca mine. Eu sunt cea mai tare dintre toți, pentru că la mine copilul e și fericit și bărbatul are nici viață ușoară, că l-a mâncat, știi, să facă prostii. Da, mă știu, dar ți-am zis, el asta mi-a spus și simt lucrul ăsta, simt că n-o iubește și că mă iubește pe mine. Asta, zic cu activitatea prin dormitor. Și cum? Hai că la mine e trist, mai bagă niște picanterii ceva. Păi asta dacă stă pe post de mobil, ce vrei? Ia, hai povestește și mie, ce face asta? Nu dormim toată noaptea. I-am povestit Adrianei despre Daniel pentru că aveam și eu nevoie să vorbesc cu cineva. Nu mă arunc ca înainte, încă aștept, las în pace, tatonez terenul. Dar ți-am zis, până acum, din ce văd, ultima oară mi-a adus o lenjerie sexy. Doamne, deci are niște gusturi omul ăsta. Arată genial. Deci mă surprinzi, eu nu te știam așa. Cu Maria mă știu din facultate, e prietena mea. Pe vremea aia m-a ajutat și la examene, m-a ajutat cu toate, că eu nici pe la cursuri nu mergeam. Dacă nu era ea, multe chestii nu făceam. E prietena mea cea mai bună, pe ea mă pot baza. Haide, povestește-mi ce ai mai făcut pe acolo, cum? Păi ce să-ți povestesc? Nu e chiar așa ca aici. Adică câini cu covrigi în coadă nu sunt nici pe dincolo, să știi. Și acolo am văzut niște chestii pe care aici nu le-am văzut despre noi, știi? Că spuneam că mi s-a schimbat viața. E bine, nu neapărat așa, n-am primit niște cadouri neașteptate. Poate mai, na. Da, mă, în afară de asta cu bărbatul, tu aia a comis-o, cred că toți o comit măcar o dată în căsnicie. I-am zis Mariei că soțul meu mă înșeală, dar aveam nevoie de chestia asta, că... Chiar vreau să par așa în ok, că am fost înșelată și am nevoie de asta. Da. Da, mă, îmi pare rău. Și mie, da. Pare rău că s-a ajuns aici. Mă bucur, Ștefan! Doamne, să stă în cantinărețe! Două lucruri aș vrea să punctez deocamdată. Primul este naturalețea cu care Adriana minte, dublată de ușurința cu care ea joacă rolul de prietenă, de încredere.
Iar al doilea se referă la Maria. Ea are o vulnerabilitate specifică persoanelor care au pierdut oameni dragi. Este vorba despre nevoia de acceptare, despre nevoia de iubire și despre importanța validării. Atașamentul pe care Maria îl dezvoltă pentru personaje precum Adriana sau Daniel, în urma căruia ea devine o victimă, își are rădăcinile în pierderea părinților, care a declanșat o criză profundă de identitate. Iar de vulnerabilitatea Mariei profită inclusiv, așa zisa ei, bună prietenă. Atâta l-a lăudat Maria, ia să vedem ce știe să facă, că la cum arată lui ăsta îi dau niște teste și pică imediat. Ce rând de prietenie trimisă, ia să vedem ce mai știu eu să fac de aici. Ce rapid suntem, domnul Daniel, imediat ne mișcăm. Ne cunoaștem? Nu ne cunoaștem, dragul. Nu ne cunoaștem. A, mi-ai apărut, așa, în sugestii de prieteni. În sugestii de prieteni. Hai că bine, eu aș crede. Mi-ai apărut în sugestii și ți-am dat și... Bine, perfect, brici. Așa. Mamă, ce repede răspunzi. L-am bănuit pe Daniel că se bagă imediat în seamă cu gagicile. Da, așa sunt toți. Mamă, cât scrie! A, pe poate să zică Maria de ăsta că e băiat fain, că numai băiat fain nu e ăsta. Umblă aiurea și o umblă de mult. Mamă, câte detalii! Da, mă, păi ne întâlnim, noi? Hai, la câte picanterii mi-a povestit Maria de el, clar vreau și eu să încerc. Ei n-au niciun viitor. Și de ce să nu mă bucur și eu? Ia mă să vedem ce mare armăsar e asta. O fi cum zice Maria? Să-l testez eu. Până la urmă, o aventură. Nu? Adică și-o merit niște atenție și... Da, perfect. Să vezi tu cum pici la testele mele, băiatul. Numai băiat serios nu ești tu. Mi-am făcut contul ăsta cu numele de Adela și l-am făcut de ceva timp, că aveam nevoie ca să nu mă bănuiască bărbatul meu de... Na, îi scap panele mele fericite. Adrianei nu îi se pare în regulă nici că își trădează prietena, nici că își înșeală soțul. De fapt, ea este varianta feminină a lui Daniel, așa că întâlnirea lor din următoarea zi nu ne surprinde deloc. Bună! Daniel? Hei, Adela, bună! Adela, îmi pare bine! Și bine! Ce bine faci? Te-am găsit! Te rog, ia unul! Mulțumesc! Scuză-mă că nu pot să mă bag acolo să-ți tras scaunul, dar... Ai auzit că sunt micuț, n-am cum să... Păi să presupunem că s-a întâmplat deja. Ți-am luat o cafea. Mulțumesc! Nu știu dacă o să-ți placă. Să vedem! Nu știam cum îți place, așa că s-a comandat și lapte și zahăr pe lângă. Te descurci tu acolo. Ce faci tu? Bine! Curioasă de tine, așa. Curioasă? Da. Îmi place cum arăți, arăți foarte bine în realitate. Mulțumesc. Și adică... nu fac complimente foarte des, crede-mă. Asta am vrut să zic. Nu le fac des. Nu le Doar faci că numai ca am observat că pe Facebook majoritatea machiaje, filtre și așa mai departe, știi? Și când te întâlnești cu persoana respectivă, bam, cine e asta? Daniel? Nu, Ionuț, vezi că Daniel e mai încolo. Nu e cazul, bănuiesc, nu? Nu, îmi place ce văd. Mă bucur. Chiar da. Sper că sentimentul e reciproc. Da, sentimentul este reciproc, dar... Tu ce să zici acum? Exact. Lasă așa, bea cafeaua și hai să mergem. Da, povestește-mi despre tine, cu ce te ocupi, ce faci? Mă simt ca la un interviu acum. Păi am venit curioasă. Bine, întreabă-mă cu ce mă ocup. Am venit curioasă, hai să începem așa. Zi curios. Și mie mi se pare că arăți mai bine în realitate decât în Ți poze. Ți se pare doar, nu? Am înțeles, nu e sigură 100%. Ok, bine, trecem peste. Păi următoarea să vedem, întrebare. Hai, să mai pun niște întrebări de control, să vedem. Hai, pune-le. Păi am văzut. Aspectul meu fizic ține cont de ceea ce lucrez eu? De, poate că, da. Doar okay, așa. Sunt IT-ist. Am fost de IT-ist? Nu chiar. Nu? Parcă da. Arăți ceva mai bine decât un IT-ist. Nu, sunt IT-ist în cadrul unei companii și mi-e bine. Eu nu am mai lucrat de 2 ani. E adevărat că mai colaborez cu niște firme, dar în 2 ani de zile nu știu dacă am lucrat de 4-5 ori în 2 ani de zile cu aceste firme. Și iar pe nevastă mi-a trebuit să o mint că eu plec la serviciu. Iar eu, normal că nu mă duc la serviciu. Mai mă distrez și eu.
în stânga și în dreapta. Pare așa, lejer, viață liberă, da, tineret. Da, cu toții ne dorim asta. Da, mă bucur să aud asta. Auzi, da, am văzut pe Facebook că nevastă, copil, am văzut acolo că ai o familie. Un pic așa. Și nu îmi povestești mai multe? Păi din moment ce ai ales să te întâlnești cu mine și ai văzut pe Facebook lucrul ăsta, eu zic că ți-ai asumat și nu cred că mai are sens să povestim, da? Hai, povestim, întreabă. Hai că sunt curioasă, nu? Acum n-am pus întrebările numai așa, ca să... Îți dai seama că vreau și eu să știu care e situația. De ce... Da, sunt de însurat. De ce ești la o întâlnire cu mine? Dacă tu... De exemplu. De ce ești tu la întâlnire cu mine din moment ce tu știai că sunt însurat și am și copii? Păi erai acolo în sugestiile de prietenie... Și asta înseamnă că trebuie să ieși la întâlnire cu mine? Deci da, nu e o problemă, ești doar curioasă de ce ies de ce exact, eu, nu? Exact, da. Pentru că mi-a plăcut ce văd în poză. Păi cam ăsta ar fi și răspunsul meu, dar vreau să scot mai multe de la tine. Îți place scus să mă atragi de limbă, nu? E o situație puțin mai delicată la mine. Ok. Mai delicată în sensul că poate să par bădăran, dar s-o dau direct ca să știi cu cine stai la masă, știi? Păi ia să vedem. Soția mea, după ce a rămas gravidă, a început să se îngrașe, a născut, s-a îngrășat și mai tare. Nu vrea să facă mișcare, nu vrea să meargă cu mine la sală, este o persoană foarte sedentară și... Știi cum e, ochii văd, inima cere. Auzi, da, cum e, cum funcționează chestia asta cu voi? Adică ea mai e, dar nu mai e, merge, dar nu mai merge, e o înțelegere între voi sau da, ce? Da, stăm mai mult de copil, pentru copil. Și nu aș putea să-l las singur, n-aș putea să plec de lângă el și să nu simtă el un... Să nu simtă tatăl acolo, știi? Uh-huh. Mi-ar fi foarte greu. Și atunci am făcut o înțelegere. Băi, până împlinește copilul undeva la 10 ani, stăm așa, dar fiecare cu treaba lui. Uh-huh. Eu mă întâlnesc respectiv cu tine, ea se întâlnește cu cine vrea. A trebuit să o mint pe Adela că vreau să divorțez și că stau cu ea pentru copil. Doar că n-aș putea să renunț la nevastă. Am nevoie de ea. Este o gospodină bună, este o soție bună, este o mamă bună pentru copilul meu. Muncește foarte mult. În schimb, eu am mult timp liber. Asta înseamnă că îi aduce mai mulți bani în casă. Da, bun, da. Cam multe am vorbit despre mine. Spune-mi despre tine. Păi ce să zic, n-am așa mare lucru de povestit. Am o viață normală, am plecat și eu ca tot omul. Hai să te ajut eu un pic. Am plecat căsătorită? Ca tot omul din țară. Căsătorită? Stai un pic să-ți zic povestea. Unde ne grăbim așa căsătorită, necăsătorită? Stai un pic. Îmi răspunzi la obiect, pentru că tu ai fost obiectivă cu mine și acum ești e rândul meu. Să spun întrebări și tu să-mi răspunzi. Nu sunt căsătorită, nu am copii. Cum? Eu știu, nu știu, așa a fost, mai mult, cred, pot să zici că a fost ghinion, eu știu. Asta e bine să știi că nu am obligații, că ne bucurăm de noi, ca la prima tinerețe. Sau a fost noroc să mă întâlnești pe mine? Sau da, te-am așteptat pentru tine. Și cu ce te ocupi? E, uite, acum îți zic în sfârșit. Deci am plecat și eu, ca tot omul din țară, crezând că sunt câini cu covrigi în coadă prin alte lume. Am plecat în Anglia, mi-am găsit de lucru acolo ca asistentă medicală, că asta e specializarea mea. Am stat niște ani acolo. Cred că sunt chiar 4 ani cât am stat acolo. Și m-am întors, că i-am pe ai mei aici, știi? Și ai mei sunt singuri. Iar la bătrânețe nu... Adică nici nu mă simt confortabil să știu că eu sunt în altă țară, îi ajut pe alții, muncesc pentru altul și ei aici se chinuie, știi? Îmi place să pozez în victimă. Le spun bărbaților povești siropoase și eu am impresia că sunt vulnerabilă și prinde mai bine povestea și... Hai să mergem într-un loc mai retras. Am un apartament aici în apropiere. Aș vrea să fiu puțin ferit de ochii lumii, înțeleg situația. Nu mai am nicio treabă cu ea, doar că vreau să fiu cu tine într-un spațiu intim. Departe? Cât avem de mers? 3 km? Hai. 3 jumate, poate? Facem și o plimbare. Hai. Am un prieten care are un apartament gol în apropiere, unde mai aducem noi diverse domnișoare. Este o înțelegere între noi. Că până la urmă vorba aia, prietenul, la nevoie să te cunoaște. I-am spus soțului meu că rămân la Maria în seara asta, că vorba aia e supărată din dragoste, suferă, nu vreau să o las singură. Povestea a fost spusă, acum am plecat de acasă, urmează să-mi petrec seara cu Daniel și să aflu dacă e așa cum l-a lăudat Maria. Adriana este foarte încântată de ce îi se întâmplă. Până la urmă, ce face ea atât de rău încât să aibă vreo mustrare de conștiință?
pentru că doar se distrează, nu-i așa? Însă acest fel de distracție s-a tot repetat în zilele următoare, iar Daniel a început să fie depășit de evenimente. Hei, iubire! Da, Maria, bună! Ce faci, iubitule? Uite, încercam să fac o chestie în mașină și tu mă suni, nu înțeleg de ce mă suni. Dacă sunt pe speaker, nu? Adică mă auzi bine că sunt pe speaker? Mi-era dor de tine, da, te auzi. Da, nu, că caut o chestie și nu o găsesc. Băi, ți-am spus să nu mă mai suni, ți-am spus, așteaptă să te sun eu. Dacă eram acasă, noroc că sunt în oraș și mașină, dacă eram acasă și afla să uite asta în telefon. Da, da, seara, de ce nu mi-ai răspuns la mesaj? Pentru că am avut foarte multă treabă. Am avut foarte multă treabă la serviciu. A trebuit să stau până peste program. A trebuit să îi ajut și pe alții care nu și-au făcut treabă, că n-au fost competenți și au apelat la mine și nu puteam să-i las pe din afară. De când a apărut Adela în viața mea, pur și simplu nu mai am timp de Maria. Acum hai să fim serioși, doar nu credeai că te iubește chiar așa și că n-am mai văzut ca tine și că tu ești singur. Vin eu la tine, te caut eu, nu e nevoie să mă stresezi tu pe mine cu telefoane, te rog foarte mult. Dar un bună dimineața, un ce faci, poți. Îți ia 20 de secunde să scrii lucrul ăsta. Adela din telefonul lui Daniel este Adriana mea. Da, bine, hai, mai alergăm sau ce facem? Alergă tu, că eu nu mai am timp. Păi să fii sigură că alerg. Dacă nu-i răspunde la telefon, să vezi atunci, sună până se termină bateria. Deci sună până te toacă. Ok, eu nu te iubesc. Dar ți-am spus, așteaptă că te sun eu, vin eu la tine, te caut eu, nu e nevoie să mă stresez tu pe mine cu telefoane, te rog foarte mult. Nu mai mă suna când... O să ne vedem, știu iubito, o să ne vedem. Nu te neglijez, crede-mă că nu era voință, doar că nu am avut timp. Asta trebuie să înțelegi. Pe soția mea acasă o mint, trebuie să o mint că merg la un prieten în seara asta, a doua seară la alt prieten, a treia seară că am ceva de rezolvat la serviciu și trebuie să stau până mai târziu. Dar la un moment dat se strânge lațul și va trebui să renunț la una dintre ele. Nu ai timp pentru mine? Am timp pentru tine, dar nu acum. Nu a fost momentul, nu am putut să ajung. Uite, îți promit că mâine seară ajung la tine. Fac tot posibilul să ajung la tine, bine? De câteva zile, Daniel e cam ciudat. Mă repede la telefoane, îl închide brusc în nas, îmi tot spune că e la muncă, are treabă la muncă, dar eu știu cât timp liber avea înainte și nu se plângea că stă peste program la muncă. Cam terminat cu treaba. Sper să fii înțelegătoare, mulțumesc că m-ai înțeles și că m-ai așteptat atât. Dar nu mă mai suna și nu mă mai stresa că te strâng de gât când te prind. Tu auzi? Mie mi se par doar scuze lucrurile astea. Tu scuze, mereu mă duci cu zahărelul. Nu te duc cu zahărelul, hai că vin mâine seară. Hei, vin mâine seară, hai să încetăm cu discuțiile acum, că nu și-au sensul, serios. Hai că vin mâine seară și îți arăt eu mâine cât de dor mi-a fost mie de tine, bine? Adela mă sună să ne vedem, iar Maria mă sună să-mi reproșeze lucrul, să-mi spună că nu ne vedem. Nu știu cum să fac, dar trebuie să fac într-un fel încât să fie bine pentru toată lumea. Înainte, în fiecare zi aproape ne vedeam și nu mai apăreau urgențe și totul era în regulă. Acum nu-mi miroasea bine și trebuie să-mi dau seama ce se întâmplă. Bine. Nu mă mai suna, te sun eu. Mâine seară trebuie să mă crezi, te pup, seară frumoasă, pa! Op, Doamne! Greu cu amantele astea. Are dreptate, Daniel. Este greu cu amantele. Mai ales când ele încep să se implice foarte mult și să aibă așteptări, așa cum face Maria. Din păcate, pentru ea este mințită de oamenii la care acum ține cel mai mult, prietena cea mai bună revenită în țară și bărbatul alături de care ar vrea să fie mult timp de acum înainte. Dar ce se întâmplă, mă, Maria? Că voi vă înțelegeați bine. Nu știu, mă evită. Pur și simplu mă evită. Numai eu îl sun, numai eu îl caut, el n-ar da niciun semn de viață. Îmi spune seara, mai ne vedem. Ok, bun, îmi fac planuri, mă pregătesc, toate bune și frumoase și stau ca proasta și aștept ca să mă sune să-mi spună a intervenit ceva la serviciu sau, nu știu, o urgență, găsește el ceva și nu ne mai vedem. Nu ne-am mai văzut o grămadă de timp, ți-am zis. Nu mă caută absolut deloc. Din bună dimineața, în fiecare dimineață, găseam mesaje de la el.
Nu, nimic. Stă să am păcat cu nevastă sau Maria, spune-o. Oare Adriana chiar are dreptate? S-a încheiat deja relația mea cu Daniel? Maria, gândește-te logic. De unde vă iubeați și vă sunați și... Oh, iubi, iubi, că eram eu o mamă, deci mi-ai făcut capul calendar. Toată ziua iubi, iubi și acum brusc nu mai ai niciun iubi. Unde crezi că s-a dus iubi? Dar măcar să spună. Dă un telefon și zic, băi, fraierul, gata. Eu cred că soția are prioritate aici, nu tu. Adică mi se pare normal ce se întâmplă. Da, îmi pare rău că suferi, dar eu îți spun sincer, omul ăsta e însurat, are copil, are altă treabă. Ce șansă aveați voi? Serios, nu acum? Nu văd normalitatea în chestia asta, frate. Putea măcar să mă suni și să-mi spună, bă, nu vreau să ne mai vedem și gata. Chiar n-are curaj să-mi spună în față și renunță la mine ca la o șosetă murdară? De ce să procedeze așa? De ce să mă minți că ne vedem să stau ca o proastă, să te aștept pe tine și tu să găsești scuze să nu mai vii? Măcar nu mai zice că vii. Acum hai să fim serioși, doar nu credeai că te iubește chiar așa și că n-am mai văzut ca tine și că tu ești singura. Nu că mă iubește, dar părea că stă pe drumul cel bun. Mi-am zis ca proasta, Maria. Dacă ai și tu că Daniel dansează după cum îi cânt eu. Maria, tu te-ai gândit că e și normal după o perioadă de atâta lugu-lugu să vină și mai rar, să poate că, na, așa, asta e, așa a evoluat situația. Nu e neapărat că e gata, s-a întors 180 de grade. Te-ai gândit la asta? Nu știu, și în halul ăsta să-l plictisesc? Dar nu cred că e de plictiseal. Cred că pur și simplu... Adică mai vine, nu? Când la unul, gata, s-a dus de tot, nu? Da, dar... Nu, vine! E schimbat, simt că ceva nu este în regulă, prea rar. Nu-mi dă de ales. Îl voi confrunta și vreau să aflu adevărul chiar de la el. Bine, acum să stai și bod în bod toată ziua, zici că sunteți adolescenți, Maria. Serios, tu pui prea mult la suflet, atâta te implici să-l ții acolo dacă poți să... Adri, când îl sunam, indiferent când îl sunam și la două dimineața, dacă îi trimiteam mesaj, găseam un motiv să vină la mine. Serios? Eu cred că te ești prea implicat acolo, prea te bagi. Aveai mare dreptate în privința lui Maria. Este fix așa cum l-ai descris și poate chiar mai mult. Dacă te detașezi, ai șanse să relaxezi situația. Tu nu crezi că ăsta e fraier? Că și lui îi place să aibă acolo pe cineva, nu? Poate acum, uite, nu, ok, nu s-a împăcat cu nevastă sa. Dar poate are o perioadă mai aglomerată și vine după aia la tine. Crezi? La cum îl obosesc eu pe Daniel, normal că nu mai are timp și nici chef de tine, dragă Maria. Da, am spus că eu am pus sentimente și... Am investit și sentimente și timp în el și mi se pare așa că, nu știu, degeaba, totul a fost efectiv degeaba și că am numai ghinion în viața asta și că nu o să găsesc niciodată pe nimeni și că o să ajung o babă bătrână cu 80 de pisici și 50 de câini în casă și nu o să am niciodată copii și nu o să fac nimic. Tu, Maria... Mi se frânge sufletul când te văd așa. Hai, mergem în oraș, ne mai gândim și la altceva, nu numai la asta. N-am nimic cu tine, Maria, dar Daniel sparge un pic monotonia asta în care trăiesc de atâta vreme. Și îmi place și atenția, îmi plac și cadourile și cam place tot. Că hai să fim serioși acum, prea te gândești numai acolo și ăsta nu e, e de tine. Mare aventurie. Da. Ți-ai găsit pentru cine să plângi. Grimasele Adrianei, combinate cu zâmbetele satisfăcute, spun totul despre această femeie, care trădează o anume vulgaritate, în sensul larg al cuvântului. Nu cred că termenul este prea dur, pentru că ne-a arătat ce fel de prietenă și ce fel de soție poate fi. Revenind la Maria, din păcate, ea a dezvoltat o anume dependență, dacă nu un soi de obsesie pentru Daniel. În ciuda semnalelor pe care el i le-a dat, Maria forțează nota. Iar bărbatul, ce să facă și el? Primește. Scrupule? De unde? Nu doar că se vede și cu Adriana și cu Maria, dar pe aceasta din urmă o mai cheamă și acasă în lipsa soției. Ți-am promis că ne vedem astăzi, ne-am văzut. Da, după cât timp? După o săptămână, ce vrei? O mare și treabă. Ți-am explicat. Eu cred că sunt doar scuze chestiile astea. Nu sunt doar scuze. De ce vorbești așa? Pentru tu trebuie să mă înțelegi.
Mie mi se pare că mă eviți, Daniel. Nu te evit, uite, te-am invitat la mine. Am preferat să stăm aici, am preferat să avem intimitatea noastră decât ori vin acolo la tine, sora ta stă cu capul, stă cu gura pe tine, că ai de făcut lucruri pe acolo prin casă, mă întrerupe din activități pe mine și am preferat să vii la mine să avem o activitate în doi, în liniște. Tu dai vina pe sora mea acum sau ce faci? Nu, îți spun motivul pentru care te-am chemat la mine, că poate o zici că sunt nesimțit, că de ce m-ai chemat tu, că deja n-ai venit tu și așa mai departe. Nu știu, dar... Ce? Mie nu-mi place ceva în atitudinea ta. Ce nu-ți place? Faptul că mă eviți, faptul că ești evident cu lucrul ăsta. Nu te evit, încetează. Iar a început Maria să mă streseze cu telefoane, să mă ia la întrebări pe mine, că de ce nu sun, că de ce nu mă întâlnesc cum vrea ea. Ea nu vrea să înțeleagă că eu chiar am treabă și sunt foarte ocupat. Am fost serios, acum o săptămână, dacă nu se văd doi oameni, gata, au intrat zilele în sac și s-a terminat viața și... Nu, dar mă faci să mă gândesc și la alte lucruri, știi? La ce filme să faci tu încă? Știi, ai o nevastă acasă, poate. Mă lași? Dar ce gândești așa? De moment ce tu ești acum cu mine, aici, ai venit, ne-am văzut, de ce mai facem discuțiile astea când putem să ne simțim bine, putem să avem o seară frumoasă? Tu vii cu discuții fără sens. De-aia ai venit? Păi puteam să discutăm asta la telefon și ne vedeam că tu schimbai atitudinea față de mine. Au foarte mult sens, Daniel. Hai să fim puțin maturi și să discutăm, pentru că dacă nu discutăm, nu ajungem nicăieri. Despre ce vrei să vorbim? Hai, te rog, spune. Ți-am explicat motivul pentru care nu ne-am văzut. Mă neglijez, nu-mi dai nici măcar un mesaj. Ok. Pentru că oamenii mai și muncesc, nu stau degeaba. Nu e să zici că stau, nu am un job și stau să-mi pice din cer, Daniel, și în seara asta mă întâlnesc cu iubita mea. Nu pot să fac lucrul ăsta. Nu asta ți-am cerut, dar un bună dimineața, un ce faci, poți. Îți ia 20 de secunde să scrii lucrul ăsta. Să înțeleg o dată pentru totdeauna că nu mai suntem în anii adolescenței unde ne dăm mesaje, ne trimitem flori și așa mai departe. Eu sunt omul acțiunii. Dacă vrea să înțeleagă, bine. Dacă nu vrea să înțeleagă, la revedere. Ce e atât de greu? Poate nu sunt construit să dau în fiecare dimineață de bună dimineața. Nu sunt construit pentru că mă trezesc focusat pe job, focusat să fac bani, focusat să fac contracte și așa mai departe. Nu sunt construit așa. Daniel, tu ești puțin înainte mai mine. Okay. Criai în continuu. Înnebuneai cu atâta atenție și acum ce faci? Nu stau să-mi bat eu capul acum cu toate nebunele. Nu stau eu singur. Am de unde alege. Are Baltapește. Nu poți să vii să-mi de ce? Spui lucrurile M-am gândit astea. Că poate nu știi ce să faci cu atâta atenție și să o las mai moale. Haide că deja nu. Uite cum facem eu până la baie că am nevoie la toaletă. Când mă întorc, schimbă-ți atitudinea că eu am treabă cu tine în seara asta. Hai bine. Maria i-a lăsat impresia lui Daniel că nu mai este supărată, dar totuși, privirea femeii ne spune că ea s-a așezat într-o poziție de gardă, scopul probabil să lupte pentru bărbatul pe care îl vrea și care, trebuie spus, nu e al ei. Cine-o fi Adela asta și de ce îl sună pe Daniel la ora asta târzie? Că nevastă sa sigur nu e. Cuprinsă de gelozie, Maria simte că ea deține adevărul și că acesta presupune că Daniel trebuie să fie doar al ei. De aici și determinarea femeii. Lucrurile sigur nu vor rămâne așa. Dimineață, o sun eu pe Adela asta să văd cine este și ce treabă are cu iubitul meu. De asta o fi el așa schimbat? Pentru că și-a găsit pe alta? Sau are mai multe odată? Oare cât a iubit-o o fi eu? Cunoaștem acum o altă față a Mariei, departe de îndrăgostita inocentă, care are impresia că nu are noroc în dragoste. Ea, de fapt, a venit pregătită să lupte cu orice armă, altfel nu se explică cum avea pregătit materialul special de copiere a amprentei cheilor de la casa lui Daniel. Ți-a fost dor de mine? Poate. Ți-ai schimbat atitudinea? Poate. Poate. Mă convingi? Încerc. Cât oare este dragoste și cât este obsesie în ceea ce simte Maria pentru Daniel? Greu de răspuns la această întrebare. Cert este că
deși știa încă de la început că Daniel nu este un bărbat liber și că el obișnuia să se întâlnească în trecut cu multe femei, Maria nu mai concepe acum să-l împartă cu altcineva. Dar oare cum va reacționa Maria când va afla cine este cu adevărat Adela? Ia să vezi scandal ce este, nu-ți mai ajunge nevastă ta, eu, ai două, vrei și patre, Adela. Cine, Doamne, iartă-mă, e Adela și ce legătură ai tu cu ea? Vrei 1000 de femei tu, 1000 vrei. Zeroși. Adriana? Adriana? L-am scris bine? Nu pot. Nu pot să cred așa ceva. Adela din telefonul lui Daniel este Adriana mea? Dumnezeule, nu. Deci așa ceva nu se poate întâmpla. Prietenă, mi-ești prietenă tu, nu? Doamne, lasă că vezi tu. Da? Hei, Maria, e Ana Baie. Ce-i, Baie, eu am văzut că ai sunat, dar nici n-am apucat să-ți răspund. Nu-i problemă, draga mea, stai liniștită. Te-am sunat să te întreb dacă vrei să ieșim la alergat. Da, sigur. Da, în cât timp ești gata? O oră? Stai, că trebuie să-mi fac părul. Dar bună idee, chiar aveam nevoie de puțin de mișcare. Hai, lasă-mă să mă pregătesc și te sun când plec de acasă. Haide, dar mai repede, că n-ai nevoie să te aranjezi, doar nu te machia când ieșim la alergat. O trag eu pe asta de limbă, până spune absolut tot. Nu-mi vine să cred, dacă aflu că umblă cu Daniel, o termin. Auzi, Maria? Da? Ne vedem în parc, da? La intrare e ok? Bun, e perfect, chiar e bine la intrare. Ok, bine. Bine, pupa! Te pupa! Vezi tu. Alergat. Tu, femeie măritată, cu un copil acasă, la alt bărbat nu te-ai gândit să te uiți decât la Daniel? Păi ție nu ți-e rușine, te mai dai și prietena mea? Păi am eu act de cojocul tău. Se poate vorbi despre un război în toată regula, doar că miza este una care fie te poate intriga, fie te face să zâmbești detașat. Două amante se luptă pentru un bărbat însurat. Hai, lasă... Ce mai? Ia zi, care-i treaba? Care-i treaba cu ce? Cu Daniel. Păi zic că vrem să alergăm acum, care-i treaba cu Daniel, care-i treaba cu Daniel? Că nu înțeleg. Păi tu să-mi spui care-i treaba cu Daniel, că eu deja știu sigur, dar vreau să aud și din gura ta. Tu ce treabă cu Daniel, nu știu ce mă întreb. A, nu? Hai, nu mai face pe neștiutoarea cu mine. Nu vorbi tu, ce te referi? Fată. Eu am înțeles că ai niște probleme, dar alt bărbat nu puteai să găsești? Dar serios că nu știu la Daniel mi-a zis tot. Tot ce? Tot ce faceți voi doi. Și ce facem noi doi? Păi aștept să-mi spui. Am mers la Cacealma. Știam că dacă îi spun direct de Daniel, nu o să recunoască absolut nimic. Așa, mergem încet și sigur. Păi ce să facem noi doi? Nu facem nimica. Da? Eu zic să te mai gândești. Nu-i, n-am băi, dat. Tu zici că ești prietena mea și mă și minți așa uitându-te frumos în ochii mei. Cu ce? Și mai și zâmbești. Cumva dacă îmi... Da, n-am nimic de ascuns. Păi, dacă n-ai nimic de ascuns, dai drumul și nu mai lua pe ocolite. Păi n-am nimic cu Daniel al tău. Nu știu de ce vorbești cu el, ia. Păi ce? De unde știi tu că vorbesc eu cu el? Mi-a zis. Ți-a zis el? Da. Ia uite la asta. A aflat de relația mea cu Daniel. Și ăsta al prost să spună tot. Păi vorbesc, da, așa, de pe un cont fals, dacă e, nu te gândi, nu știu cum ce. Cum adică de pe un cont fals?
Ei, bă, odată mi-a dat cerere de prietenie. Și tu ai acceptat-o. Dar ce, dar nu fac nimic cu el. Mi-a dat cerere de prietenie. De ce ai acceptat-o? Și... ești prietena mea și cauți să vorbești cu iubitul meu. Auzi, dacă avea o viață la fel de monotonă ca a mea, ai înțeles mi-aș și tu. Mi-aș găsi un alt bărbat în afară de bărbatul prietenei mele. Dar nu i-am făcut nimic. De când ți-am zis de Daniel, Daniel s-a schimbat. De când ți-am zis de Daniel, Daniel face numai prostii. Nu mă mai bag în seamă, nu mai vorbește cu mine. De ce? Așa mă tem de parcă eu ar trebui să știu. N-am eu nu cred nicio... că nevastă-sa e cauza problemei aici. Odată îți mai zic. Lasă-l pe Daniel în pace. Bine, hai, sunt fie. Clară? Terminăm de și tot. Gata, da, de tot. Pentru bloc totdeauna tot. Bloc, bine, pa. Și nu mai vorbim, e bine? Foarte. Zic aia și fac ca mine. Eu n-am nicio intenție să mă despart de Daniel. O să văd eu dacă se ține de cuvânt și într-adevăr renunță la Daniel. O să-l urmăresc eu. Da, bine, hai, mai alergăm sau ce facem? Alergă tu, că eu nu mai am chef. Păi să fii sigură că alerg. Maria și Adriana au devenit oficial adversare. Amândouă îl vor pe Daniel și ca să-și obțină scopul, nu se dau înapoi de la nimic. Curios este că cele două femei nu își pun niciodată întrebarea dacă nu cumva ar trebui să renunțe la ideea de a fi într-o relație cu un bărbat însurat. Din contră, se scoate artileria grea. Mă așteptai de mult? Mulțumesc! Da, nu, de vreo 5 minute am ajuns și eu. Bine, te-am găsit. Bine ai venit. De data asta nu ți-am comandat nimic, că n-am știut ce bei, așa că nu ți-am mai luat nimic. Ce bine arăți. Bebe băut. Mulțumesc. Foarte bine arăți. Mulțumesc de două ori atunci. Mă bucur să te văd. Cum ești tu? Da, bine, bine, bine. Chiar da. Vreau să te văd, da. Te simți așa ușor încordată. Hei, am avut niște zile, îți povestesc eu, dacă m-am lăsat să mă bucur un pic. Am prea așteptat să te văd. Da, vă ce să zic, hai să-ți povestesc, de fapt. O luăm cu începutul. Fii atent, m-am văzut cu o prietenă. Așa. Prietenă e mult spus, da? E o fostă colegă de facultate, cunoștință. Așa. Așa. Mă rog, mă văd eu cu ea și povestim ca fetele, că ce mai faci, că la la la, știi tu, na, bârfe de fete, ca să-mi povestească ea că l-a cunoscut pe unul. Ea crede că a găsit bărbatul perfect. Și ea tot timpul găsește bărbatul perfect, să ne înțelegem, că ea are antecedent de când o știu eu din facultate. Numai așa a făcut. Îl găsește pe câte unul și începe să-și facă speranțe, să-și facă idei, să-și facă tot felul de scenarii. Stai să vezi fază. Dacă nu-i răspunde la telefon, să vezi atunci, sună până se termină bateria. Deci sună, sună, sună până te toacă. Stai puțin, și ce, de ce trebuie să știu toată povestea asta cu prietena ta care și-a găsit pe făt frumos că l-are pe calal? Că nu înțeleg sensul. Stai un pic. Ai răbdare. Ok, te ascult. Cum îți spuneam, o să afli imediat, imediat. Cum îți spuneam, femeia este cu acte în regulă, este complet dusă. Okay. După câteva luni de relație, începe să facă și presiuni cu nunta. Și acolo o să vezi că nu mai e cum să o dai la întors. Ți-e prietenă bună sau e amică? Nu poți să zici că mi-e prietenă, sincer, acum. Ai nevoie de un medic bun la 8 plus 1 ca să o ducem, ca să înțeleg povestea. Okay, stai să vezi că în timp ce-mi povestea de bărbatul ăsta perfect, mi-a arătat și poze cu el. Ia auzi, interesant. Cine crezi că e? Da, bar n-am, nu știu cine. Hai, hai. Tu ești, despre tine e vorba. Da, deci bărbatul ăsta perfect care se întâlnește cu femeia asta de care îți spun că este complet, este dusă cu acte, înțelegi? Despre cine vorbim? Stai puțin, stai că sunt bulversat. Stai, despre cine vorbim? Cum adică despre cine? Acum vezi că povestea te interesează de fapt. Deci tu ești și iubitul meu, ești și iubitul ei. Deci tu te întâlnești cu noi amândouă. Cine e? Arată-mi, nu știu cine e, despre cine vorbim. Arată-mi o poză cu ea, ce, ai o poză cu ea? Am o poză cu ea, hai să-ți arăt despre cine vorbim. Stai că mă bagi în panică. Cine e așa disperat? Ce vrei să spui? Că nu o cunoști? Da. Ascultă-mă ce zic, o cunosc de multă okay. vreme. Da, o bine. Cunosc de multă vreme și când îi se pune piticul, nu o mai scos din ale ei. Așa o să scap definitiv de Maria și Daniel va fi numai al meu. Și mai mult decât atât, o să-mi fie și recunoscător că i-am salvat căzicia. Și presiunile pe care le face, crede-mă, nu-i de joacă cu ele. Nu e chiar ce-ți dorești. Cum mi-a picat mie fisa? Am simțit eu în ultima perioadă că mă suna în disperare, o rugam să nu mă sune că stă acasă cu nevastă mea, atunci mă suna mai rău. Și da, chiar mă suna până întâlnea bateria.
Sau trebuia să o blochez până a doua zi și a doua zi să o doblochez și iar și îmi făcea capul pătreacă de ce nu răspund. Da. Ascultă-mă ce spun. Femeia este dusă cu acte. Ce-i drept, eu vreau doar să mă distrez cu Daniel. Să am și o bucurie, atenție, o distracție, o aventură. Că cu bărbatul meu e o monotonie totală. De cât timp o cunoști pe ea? Nu, am fost așa colegi în facultate, îți dai seama. Și asta face cu toți bărbații? Stai că am ajuns să mă bulbi pentru că am impresia că poate să-mi facă probleme. Păi, asta îți spun. Tu înțelegi că eu vreau să te ajut? N-aș fi crezut să-mi sar de așa ceva. Cu ochii de căprioară, aș fi zis că e o sfântă. Eu te sfătuiesc să-i dai papucii cât mai repede. Și spun și de ce. Vrei să spun ce mi-a zis? Mm. A zis că nu e nicio problemă pentru ea, că vorbește ea cu soția ta și îi spune ce să facă? Da, îi spune că s-a terminat între voi, că vă iubiți, că tu o iubești. Bă, asta nu e sănătoasă? Cum? Adică ea știe foarte bine regulă între noi. Ea vrea să te ajute. Să te ajute, să te desparți de ea. Ce să mă ajute, că nu am nevoie de ajutor? Bă, asta... Ascultă-mă deci, ce-ți nu, spun. Nu, trebuie să mă întâlnesc cu ea astăzi. Deci... Astăzi mă întâlnesc cu ea. Dar cum e posibil așa ceva? Eu am vorbit ceva cu ea, știe foarte bine unde este locul, știe foarte bine că și-a asumat lucrul ăsta, că eu sunt surat cu un copil. Cum adică facă ce asta? Păi, eu îți spun că pentru binele tău vreau să facă. Ca să-ți fie mai păi ușor. Păi mie nu mi-e bine așa, că mie mi-e bine așa cum sunt acum. Eu îți spun cât mai repede ar trebui să te ok, o să merg și să scap de ea, normal că o să scap de ea. Eu, per general, pot să zic că am o căzici, e foarte ok, da? Din când în când mai condimentăm viața cu câte unul. Bun, dar stai așa, nu te duci nervos. Nu mă duc cu zâmbetul pe buze, nu, bun, am auzit că vrei să vorbești cu nevastă mea. Cu atitudinea asta nu te duci nicăieri, ascultă-mă ce zic că eu o cunosc. Și eu te pot ajuta să te desparți de ea chiar foarte frumos. Și să ieși în câștig după toată situația asta. Să-și facă planul de căsătorie cu mine? Să-mi strice mie căsnicia pe care eu deja o am? Așa ceva niciodată nu o să-i permit. Dacă îi spui că ai un al doilea copil pe drum și că până la urmă te duci către familie și că nu vrei cu ea, asta o să funcționeze. Ea are sensibilitate la copii. Nu te supăra, vreau să mai stau cu tine, dar în secunda asta vreau să mă adun, vreau să-mi fac discursul pentru nebună și vreau să scap de ea, așa că nu te supăra, o să te las singură, plătești nota și mă revanșez la ta. Nu te duci așa supărat la ea. Nu mă duc supărat. Ascultă-mă ce zic. Nu mă duc, mă calmez, relaxează. Adriana afișează din nou acel zâmbet plin de satisfacție cinică. Simte că este din nou cu un pas în fața Mariei, mai ales că toate intrigile au funcționat. Daniel este într-adevăr furios. Ce faci? Hei, bună. Stai. Ce s-a întâmplat? Ia luptorul. Da? Nu s-a întâmplat nimic, ia luptorul. Ce faci? Bine făceam până acum. Da? Da. Uite, vreau să vorbim ceva serios. Și nu vreau să... Adică nu vreau să mă înțelegi greșit. Da? Vreau să nu faci crize, vreau să... Mă sperii ce s-a întâmplat. Nimic grav, doar că la mine a intervenit ceva în relația mea cu soția mea. Aș prefera să nu ne mai vedem. Noi doi. Poftim. Adică să terminăm relația aici. Și acum. Stai puțin. Nu înțeleg de unde și până unde așa deodată. Ce s-a întâmplat? Nu ai tu nicio vină. Nu ești tu de vină. Doar că... Am stat de vorbă cu nevastă, mi-am stat de vorbă ca doi oameni maturi. Mi-am dat seama că noi avem un copil. Și... Și până acum nu ți-ai dat seama că ai un copil? O să vină și al doilea. Soția mea e însărcinată. Măi, ai zis că nu mai ai nicio treabă cu ea. Nu mai am nicio treabă cu ea. Ce înseamnă asta? Cum adică? Ai zis că n-ai nicio treabă cu ea, cum a rămas însărcinată dacă n-aveai nicio treabă cu ea? Nu trebuie să reacționezi așa. A rămas însărcinată că a rămas însărcinată. Ce l-o fi apucat pe Daniel să se despartă de mine? Eu am pus-o pe Adriana să încheie orice legătură cu el, iar el acum vine să-mi dea papucii? Am ajuns băut acasă, s-a întâmplat, a rămas însărcinată și aia a fost. Nu sunt nesimțit, sunt responsabil pentru familia mea și pentru copiii mei. Te rog să nu ridici tonul la mine și te rog să înțelegi situația. Și ce faci în jurul tău? Ești responsabil cu ce faci prin jurul tău? Mă tragi de urechi pe mine acum? De ce?
Dar tu știai situația mea, ți-ai asumat lucrul ăsta. Stai puțin, nu? Mi-am nu asumat pentru că mi-ai spus că vrei să divorțezi, doar că există copilașul ăsta de care ți este milă să-l lași fără tată și că o să divorțezi când el mai crește. Așa, și am plecat într-o seară de la o băută cu prietena, am ajuns acasă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, soția mea a rămas însărcinată, nu am cum să dau cu piciorul la chestia asta acum. Mi-a părut rău că am luat-o pe Maria atât de tare. Dar la cum mi-a descris-o mie Adela, asta era în stare să spargă casa și să mă despartă de Elena. Am înțeles că te-ai implicat emoțional. Eu nu mă pot implica mai mult decât tu. Știi tu unde? Nu pot. Tu m-ai lăsat să mă implic emoțional. Ok, eu nu te iubesc. Începând în momentul ăsta, te-aș ruga să nu mă mai cauți, te-aș ruga să nu mă mai sun, o să șterg numărul de telefon. Bine, atunci pleacă la nevastă ta și la copiii tăi. Pleacă odată. Te rog să nu mă suni. Pleacă. Bine? Dispari. Pa. Nu cumva asta a băgat strâmbe între noi doi? Sigur asta a făcut. Dar stai să verific, să văd dacă încă mai sunt împreună și dacă da, am eu act de cojocul lor. Imediat după plecarea lui Daniel, Maria își pregătește răzbunarea. O vreme l-a urmărit pe bărbat și a fost doar o chestiune de timp până când acesta s-a întâlnit cu Adriana. Maria simte că este rândul ei să mute decisiv. Băi, să știi că nevastă ta e aici. O să-ți trimit eu o adresă, te înșală. Îți explic eu mai multe, nu mai pot de nervi. O să-ți trimit eu niște poze. Am dovada, știu că nu mă crezi, dar e pe bune. În secunda asta, în momentul ăsta, îți trimit adresa și vină încoace cât poți tu de repede. Lasă orice faci. Da, Eugen, da, îți trimit pozele acum. Ok, bine. Te aștept, pa. În mai puțin de o jumătate de oră, soțul Adrianei ajunge la întâlnire, iar lucrurile se îndreaptă către o confruntare. Haide, hai, 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 hai! Haide, hai, no. Hai cu mine la apartament, că am cheile. E adevărat? Da, nu-i nicio glumă? Ai văzut pozele, măi, omule? Pe le-am văzut, mă, da, de unde să știu eu ce s-a întâmplat. De când se întâmplă treaba asta? Accesul nu este o problemă pentru Maria. Cât despre amanți, ei se bucură de ultimele secunde de iubire. Adriana, ce se întâmplă? Opa! Ce se întâmplă? Maria, ce cu voi aici? Cum ce e cu noi? Vă deranjez cumva? Cine e domnul? Stai puțin, că nu... Păi stai puțin, cine e domnul la mine în casă? Pe asta întreb și eu, cine e domnul? Iar, zine! Maria, domnul e iubitul meu! Da, exact, așa, e iubitul ei! Și nevastă ta patrână la el! Fostul, stai, Maria, am vorbit ceva, ce faci? Bă, ce căutați voi la mine în casă? Corect! Ce căutăm noi pe ce căutați voi la mine în casă, am întrebat! Ce căută nevastă mea? Ce căută nevastă mea la tine în casă? Cum o întreabă pe ea, nu știu, mi-a spus că e singură! De unde, cum vă cunoașteți voi? De unde până unde? Întreabă pe ea! Ai zis că ești la muncă, prietene. Explică. Ok, să l-am... Asta e, este ce vezi. Tu ce faci aici? Ce s-a întâmplat exact? Cum a ajuns el aici? Eu ți-am spus un lucru, n-ai vrut să asculți? Nu, eu ți-am spus că vreau să renunțăm la relație. Ce cauți aici? Mă urmărești? Ce faci? Bă, ești nebună? Ce caut aici? Îți permiți să spui lucrurile cum? Astea? Ce cauți la mine în casă? Ce cauți cu asta la mine în casă? Sau vrei să fii în situație ca a ei? Băi, lasă-mă înțeleg. Cum, mama, n-ai venit atunci la mine în casă? Cu cheie. Cu care cheie? Cheia e la mine. Ce cheie? Nu s-a dat nicio cheie ție. Casa ta. Băi, femeie, tu mi-ai copiat cheia? Da. Știi ce înseamnă asta? Ce? Violare de domiciliu, dosar penal. Voi nu sunteți sănătoși la cap și simt pana în casa mea. Băi! Da. Păi ce faceți voi aici? Prieteni, tu zici de violare de domiciliu, dar de nevasta mea ce zici? Cum păi ai rămâne? Ce treabă am eu cu ea? Mi-a spus că să mie singură. Stai liniște, oricum, și... vorbim noi despre asta. Nu când să vorbim? Zi-mi, nu acum copilul, de față cu ei. Acasă cu copilul, unde e copilul? Doamne, da, asta cu vecină, e ok. Cu vecina. Vorbim noi despre asta. Stai puțin să vedem ce se întâmplă aici, de fapt, că asta e problema. Cât de parșivă prietena, ești. Eu sunt parșivă? Da. Uite-te ce filme. Tu ai copii, mi-ai copiat cheia, ai intrat peste mine în casă. Ți-a spus să nu mă urmărești și spui că asta. Tu n-ai niciun vrem să vorbești. Poftim? Taci, Doamne, iartă-mă din gură, în locul tău aș pune capul în pământ și m-aș duce la copii acasă. Cum să pun capul în pământ? Pentru ce? Că ești tu nebună și mă urmărești? Pentru ce faci lucrurile astea? A, și tu ce ești? Un excros sentimental. Dar mă interesează ce sunt eu. Nu te interesează mine, nu mă interesează că sunt tu nebună. Nu vreau. Cum adică nu vrei? Ce faci cu asta aici? Ce fac? Fac ce vezi? Am jucat table. Dar tu ce faci cu soțul meu aici? De ce? Vrei să joci cu noi table? Eu îi arăt și lui ce parșivă ești. Ce parșivă sunt? Ce nenorocită ești? N-am crezut că se întâmplă așa ceva. Dacă nu mi-ar fi trimis niște poze pe telefon să văd clar că tu ești
un iubit, că ai alte programe. Noi. Păi ai zis că muncești pe Brânci la muncă, eu văd că tu muncești da. Acasă pe Brânci. Da, da, și nu acasă la ea. Tu să păi, taci! Nici nu am contează. De ce să tac, am tot dreptul să-ți faci de mine că acum. Nu știu ce, mârșăvii păi, și da, uite-te! Te-am avertizat, te-am rugat să-l lași în pace. Tu ai băgat strâmbe între noi, tu ne-ai despărțit. Ce l-ai mințit? Ce te-a mințit? Ce ți-a spus? Băi, eu nu am nicio relație. Ce, de ce o băgat? Băi, nu mă spui. Eu cred ce văd. Nu are nicio vină. Ce treabă are ea? Ce să vezi? Că nu s-a eu am vrut să renunț la tine. Da, vreau să fiu cu nevastă mea. Și nu mai vreau să mai fiu cu tine. Care e problema ta? Să fiu cu nevastă dacă ai luat-o? Dar nu e problema ta să mai fiu cu încă 10 femei. Te-ai căsătorit cu doi odată să știu eu. Dar tu ce te bagi că tu n-ai treabă aici? Băi, m-am plictisit de tine. Eu m-am plictisit de tine. Nu mai vreau cu tine. Ce n-ai înțeles? Poți să fii cu 10 dacă mă încolo e problema mea cu cine sunt eu. Și cu nevastă și cu încă 10 femei. Nu mai vreau cu tine. Ce? Nu te liniștit, aici e vorba de mine. Aici e vorba de casa mea și vreau să ieși afară. Și ia-mi afară și vorbiți afară. Și tu ieși afară din casa mea, pentru că asta e casa mea și voi ați intrat prin infracție. Afară. Taci. Afară din casa mea. Nu vreau. Povestea e felul următor. Ori sun la poliție și le spun că ați intrat prin infracție la mine în casă. Așa. Ori ieșiți afară din casa mea în secunda asta. Cum vreți? Plângere penală pentru virare de domiciliu? Să ieșiți voi de bună voie. Eu n-am nicio problemă cu tine. Adriana, treci, îmbracă-te. Ia și acasă, aveți afară. Ceva de lămurit. Maria, afară. La revedere, că tu nu mai ai treabă. Aici ai făcut destul. Hai, la revedere. Lasă că vin, n-ai treabă. Nu mai căuta. La și revedere. Și vezi cum faci cu copiii aia pe care ai făcut-o. Afară. Hai. Bogam ești. Situația a devenit foarte complicată, cu mai multe conflicte între cele două prietene, între Adriana și soțul ei, dar și între Maria și Daniel. La ele s-ar mai putea adăuga și o eventuală confruntare între Daniel și soția lui, care deocamdată nu știe ce probleme și-a creat chipeșul ei bărbat. Bun, Adriana... Așa prietenă mi-ești tu. La asta te-ai gândit. Din toți bărbații din lumea asta, oricum îl șel pe bărbată tu. Pot să înțeleg lucrul ăsta. Dar cu omul care eu sunt, cu iubitul meu, asta te-ai gândit tu să faci? Ți se pare normal să faci chestia asta când vine nu știu ce să-ți fac? Am fost alături de tine, te plângeai la mine de tot ce ți se întâmpla în viață și tu, tocmai pe mine, te-ai gândit să mă trădezi? Să te trădezi? Da, să mă trădezi! Dar cine ești tu exact? Poftim? Cu câtă nonșalanță poți să vorbești? Dar ce vii să mă tragi pe mine la răspundere de chestii pe care tu habar nu ai în viața ta? Ce să... Acum, vai, tu te-am trădat! Plâns? Dar eram într-o relație, te-am trădat, ce treabă ai tu să te bagi aici? Doamne, nu-mi vine să cred! Dar cu mine erai într-o relație așa, din câte ți-aduce aminte? Tu ești o poveste separată, tu nu ești ea, tu nu înțelegi că da. Eu cu tine am altceva. Dar mi-ai trădat așteptările mele și a prietenei. Acum dar... discut cu ea și cu tine o rezolvă. Pe mine mă prostești după. Nu te prostesc cu nimica. Tu ești o problemă. Gândește-te numai cât te-ai băgat în capul soțul meu. Chestii care poate nici nu s-au întâmplat. Doamne, te-a prins în pat cu el. Adriana, ce se întâmplă? Opa. Ce se întâmplă? Maria, ce cu voi aici? Cum ce e cu noi? Nu vă deranjez cumva? Cine e domnul? Stai puțin că nu... Păi stai puțin, cine e domnul la mine în casă? Că asta întreb și eu, cine e domnul? Iar, zine! Maria, domnul e iubitul meu! Da, exact, așa, e iubitul ei! Cine l-a stătat, da, târnă la el! Fostul, stai, Maria, am vorbit ceva, ce faci? Bă, ce căutați voi la mine în casă? Da, corect! Ce căutăm noi pe ce căutăm voi la mine în casă, am întrebat! Ce căută nevastă mea? Ce căută nevastă mea la tine în casă? Cum, întreabă pe ea, nu știu, mi-aduc că e singură! A văzut cu ochii lui. Ce alte vrăjeli ai zis tu după aia? Nu. Problema e că am avut încredere deplină în tine și nu m-aș fi gândit, nu mi-a trecut o secundă prin cap așa ceva, dacă ea nu mi-ar fi spus, nu mi-ar fi gândit. Eugen, eu nu am vrut să-ți fac rău. Te rog, da. N-a vrut să facă nimănui rău. N-ai vrut să, ai vrut să-ți faci ție bine. Taci! De ce aș... Nu ai treabă de ce? În discuțiile ale mele cu Eugen. Nu ai treabă. Nu? Taci, Maria, acum, pentru că tu ești cea care nu a înțeles că relația noastră s-a sfârșit, care nu a înțeles că eu nu am pus sentimente față de tine, care nu a înțeles că eu nu te-am iubit și ți-am spus că punem punct. Tu, în momentul ăsta, ești la un prag de a ți se face un dosar penal, pentru că tu mi-ai făcut o copie la cheie, ai intrat peste mine în casă, ai intrat și tu la fel, pe tine te înțeleg perfect, te înțeleg foarte bine, doar da. Că ea mi-a spus că e singură, iar eu nu am nicio vină, prietene, în legătura asta. Chiar nu am nicio vină. Nu eu am cu treaba, sunt bărbat,
Mai departe, nu mă spun. Nici eu nu am nicio problemă cu tine, că probabil dacă nu erai tu, era altcineva. Lasă asta, că nu asta e problema. Da. Tu înțelegi că n-am vrut să-ți fac rău. Eugenio, nu am vrut. Nu, m-ai protejat, ca să nu mă obosești pe mine, că eu munceam pentru amândoi, că tu n-aveai servici, eu trebuia să trag mai mult, să muncesc, să întreținem... Dar tu crezi că mie mi-a fost ușor, sincer acum, tu chiar crezi că mie mi-a fost ușor și am vrut să te fac să sufăr? Bănuiesc că ți-a fost ușor dacă te-ai dus în patul... Auzi, Eugen, am și eu o întrebare. Da, ia zi. Tu ai înșelat-o pe Adriana? Nu, de unde e treaba asta? Ce mincinoasă. Care mincinoasă? Ce mincinoasă ești. E ceva ce nu știu? Da, aparent adică. Da. Tu ai înșelat-o pe Adriana, nu. Așa știu de la ea. Dacă știi ceva, spune tu, dacă ea eu nu știu. Ea mi-a spus, se plângea la ce? Mine că tu ai înșelat-o, că de-aia v-ați întors din Anglia. Experiența asta cu Anglia m-a schimbat, să știi. Dar de ce? De ce nu mi-a mers așa bine. Păi, ce s-a întâmplat? Distracții, pe ce s-a gândit bărbatul meu să-și găsească pe una? Umle să se distreze, să... Da. Cum naiba, mă? E, la vremuri, ce să faci? Acum știi cum e pentru copil? Da, bine. Viața grea, da? Pentru copil toți stăm, dar el nu o să aibă viață ușoară cu mine. Tu știi păi, asta, dar nu vine să cred că a făcut lucrul ăsta. Și părea așa cu minte. Păi uite-te și tu cum sunt bărbații ăștia, frate, că numai de ăștia am dat. Ăsta a fost principalul motiv pentru care voi v-ați întors. Fiar... Pentru că tu erai... Am înțeles, de ajuns. Ia zi-mi, când... Nu te uiți în gură la asta? Nu, dar îmi spune o chestie, lămuriți-mă... Serios, tu asculți ce spune ea? Păi... Ea zice că tu ai spus? Cine este înșela? Femeia asta de care tu prietena ta cea mai bună. Asta, prietena mea, cine ți-a zis că e prietena? Tu m-ai declarat așa. Eu te-am declarat pe tine. Ori. Eu te-am declarat pe tine prietena. Da. De câte ori ai spus-o? Maria, noi am fost prietene în facultate când nu treceam la examene. Dar tu în viața ta n-ai știut cu adevărat cât de greu mi-a fost mie în viață și ce am avut eu în familia mea. Ți-ai băgat repede nasul cu vrăjelile și cu îmbrobodelile tale să-mi strigi mie familia. Să strig ție familia? Eram și eu în sfârșit fericită, am fost singură atâția ani și nu ți-a păsat și te-ai băgat să mă desparți de cineva de care chiar îmi plăcea, nu ți-e rușine? Nu, acest cineva s-a despărțit deja de tine, Maria. Din cauza cui? Eu zic să strici eu cu mic. Ție ți-am spus foarte clar că mă despart de tine. Tu m-ai mințit că e singură? Sunteți niște parșive amândouă. Poftim! Prietene care vă meritați, prietene, amice, nu mă interesează cine sunteți voi, nu mă interesează legătura dintre voi. Nu mă interesează. Nu te interesează, dar te interesează cumva că ești un exclop. Că tu ești singură. Cu ce sunt exclop? Astea sunt vrăjești, te rog din suflet, ascult. Și ce s-a întâmplat în dormitor? A fost o vrăjeală? A fost o scăpare. Da, câta scăpare? Eugen, cu ăștia doi de față, eu nu pot să discut cu tine. Numărul 1. Viața noastră, așa cum a fost ea, nu știe nici... presupusa mea prietenă. Știu poveștile tale. O cunoști din facultate dinainte să mă știi pe mine. Deci voi vă cunoașteți destul de bine. Aveți... Bineînțeles, Eugen. Venea la mine și plângea. Plângea pe umărul meu. Da. Ce să zic? Că ești un trântor, că nu faci nimic acasă, că ești doar de mobilă, că mai vine din când în când să șteargă praf. Asta am fost eu. Cred că tu ai șters praful cu mine. Nu am spus asta și nu mai îmi pune mie cuvinte în gură. Eu ți-am spus păi de el... Păi ești o mincinoasă! Nu e adevărat! Ba da, e eu ți-am adevărat. Spus clar. Ce? El este plecat la lucru și că nu am cum să duc viață de familie singură când el este tot timpul plecat. Da, eu și când este plecat, te arunci în patul altora. Asta faci! Păi asta ai făcut și tu, că eu sunt însurat. Alo? Eu nu am o responsabilitate acasă, pe mine nu mă așteaptă copii, pe mine nu mă așteaptă bărbat acasă, nu mă așteaptă nimeni. Nu e treaba ta, viața ei, nu știu. Păi nu, dar nu mai arunca tu pe mine. Nu să judeci tu care tu... Și tu ce faci acum? Mă judeci pe mine? Nu judec pe nimeni. Nu ți-ar fi rușine, stai că mă ocup și de tine. Adela. Adela? Și care Adela? Păi Adela, soția ta sau cine este? Cine? Adriana o cheamă. Păi eu știu de Adela. De unde? De unde știi tu cuvântul de Adela? De la ea? Așa s-a prezentat ea? Da. Se prezintă și cu numele. Adică tu mai minți și cu numele, mai minți și că nu ești măritată? Ce ai vrut să zic? Ce păi ai vrut să zic? Cu tine. Ce ai vrut să zic? Dar eu am fost sincer cu tine, ți-am spus că sunt cu cineva, puteai să-mi spui foarte frumos, poate nu mai ajungeam în situația asta. Da, de ce trebuie să mă minți? Să-mi țin viața ascunsă și să nu știe lumea ce fac eu și vin și-ți povestesc ție, nu e ca nimeni. Păi, deci e clar că nu e prima oară când îmi înșel pe Eugen. Noi am ajuns la o înțelegere. Noi ne bazasem să avem o relație
Știi tu de care foarte bine. Puteai foarte bine să fii sincer așa cum am fost eu sincer cu tine. Păi, așa era normal. Însurat. Cine te crede da, pe tine ce scoți pe gură? Păi însurat, da, însurat și tu măritată. Puteai să-mi spui foarte frumos. Da, uite, și eu sunt cu cineva și poate nu ajungeam în situația asta. Tu însurat? De două ori mai mult. Tu însurat? Eu măritată. Niciun dintre tale le cunosc și eu. Aceleași vrăjeli le spun și eu. Lasă-mă cu prostelile, da? Deci nu e prima oară când spui că are. Ai experiență. Exact. Da, dar eu am intrat în relația cu tine asumat. Eu mi-am asumat, ți-am spus, vezi că sunt eu. Și cu mine la fel de asumat ai fost. La fel de asumat. Ce ziceai, mă, de nevastă ta? Ia zi. E grasă, e urâtă, e nasoală, nu se mai îngrijește, nu mai are grijă de casă, nu mai face nimic, stă ca lăuza în pat. Ce spuneai de nevastă ta? Divorțezi de ea, te bufnește râsul, păi ești un nesimțit, mă, că vorbești așa de femeia cu care împarți spatul. De femeia aia vorbește așa, de femeia cu care o să ai în curând și al doilea copil. Da, dar ție ți-a plăcut că vorbesc așa despre ea pentru că vrei să te pune în pat? Nu, nu mi-a plăcut că vorbește așa de ea. Ok, ți-a plăcut minciunile mele frumoase? Ți-au plăcut? Deci ești un mincinos. Când ți-am zis că ești un mincinos, ai dat ochii peste cap, că nu e adevărat. Că tu ești foarte mândru și colana verticală, dreaptă. Ești dreptul. Poți să fiu drept și cu trei femei, nu-i problemă. Da, poți să fii drept. Hai, vrei să spun ceva? Acceptați-vă cum cât care voi. Hai să spun eu ceva. Dacă tu mie nu-mi răspundeai la mesaje și nu te dădeai așa galant și vai cât îți pasă ție, numai așa mai câștigat. Eu altfel nu aș fi cedat la vrăjelile tale. Tu nu trebuia să cedezi. Eugen, eram singură. Eugen, crede-mă pe mine. Nu se cred eu ăștia doi. Tu te auzi când vorbești? Măi, fată, adică eu păi tocmai, să tocmai cu mine? Ai recunoscut că ai cedat pentru că era galant. Dar eu ce rol aveam? Să crezi copilul? Mă, tu nu erai acasă, tu înțelegi că mie mi-a fost și asta dă libertatea să-ți faci de cap dacă eu nu sunt acasă? Tu erai acasă, ea nu era acasă, copilul era prin vecini. Dar tu așa vorbești. Atât de responsabilă e. Tu ai avut o relație serioasă în viața ta. Tu pe toți de la prima întâlnire. E problema ei. Dar și tocmai să o crezi pe asta? Întreabă-te pe toți ce ea. Tu te nu mai ai treaba aici. Adela, tu nu mai ai treaba aici. Tu ai făcut ce ai făcut cu mine și acum acuzi pe mine că eu am folosit vorbe frumoase și bă, tu ai o pasiune la distrugeți vecinile, oameni. Taci tu odată că ai vorbit atâta, taci un pic. Vorbesc cât vreau eu. Maria, liniștește puțin, te rog. Despre ce vorbești tu acum? Tu m-ai scos pe mine vinovat că ți-am dat un mesaj? Eu puteam să spun un simplu bună și tu puteai să spui mai departe că vrei să ne întâlnim. Păi mare integru ce ești și tu ți-a scris acolo trei chestii. Ce mi-ai scris? O, salut, ne cunoaștem, oare de unde nu oare? Imediat ai început să comentezi. Ok, și dai ai intrat cu mine în pat? Că te-am întrebat dacă ne cunoaștem? Asumă și ceea ce nu mă interesează. Asumă și ceea ce ai văzut. Poți să vorbesc cu orice eu să văd. Taci că vorbesc cu soțul meu. Dacă ai văzut că el flirtrează, încearcă să te atragă. Cine sau nu-l cunosc? Bloc. Bloc în secunda 2. Păi tu ai bărbat, ai copil. În loc să-ți vezi de ale tale, păi înseamnă că și tu ai căutat un pic de aventură. Eugen are un cont fals, un nume fals. Și Doamne iartă-mă să mai respingă dacă ea pentru ce? Asta și-a adică făcut conturile cont alea. V-ați cunoscut pe conturi? Pe păi a căutat așa ceva. Da. Deci tu deci, crezi, iar o crezi pe Maria, sincer acum. De aici e numele la Adela sau cum ai spus cea mă? Da, Adela. Cel de prietenie de la soția dumneavoastră, da? Tu ai cerut... Eu i-am dat accept și de bun simț am dat un mesaj. Bună, curiozitate, ne cunoaștem? Și de aici s-a ajuns. De aici s-a ajuns, Eugen! Și eu cred că nu ne cunoaște, dar aș vrea. Exact. Eugen, te rog, un minut. Cam așa s-a întâmplat. Un minut. Deci tu îl crezi pe ăsta care umblă cu cine? Toane, cine știe câte? Lasă tonul mic. Că e greșit lui. Oricum e treaba ta la mine în familie că tu ești un... Nici n-are sens să-ți spun, da? Tu vezi de umblatul tău și tu, mare prietenă încet, dai cum ai suferit tu și nu știu. Toți foștii tăi prieteni. Dacă îl întrebi pe unul din foștii tăi, toți o să zică că ești complet nebună, dusă cu salamul. Poftim. Pentru ce? Și tu cu ăștia te bagi în seamă. Și ce vrei să cred? Dintr-o dată, familia, tot ce am crezut că o să clădesc, s-a ales praful, s-a distrus. Dintr-un mesaj. I-am spus să-l lase în pace. Dacă nu era Daniel, noi nu eram în situația asta acum. Dacă tu nu spuneai cât de mișto e și cât de minunat și cât de știu, cred că m-a crescut inima mine că aș putea să am și eu așa ceva. Păi vezi, asumă ceea ce... Deci ca să trebuie bine, dacă nu sunt eu de vină, e de vină site-ul. Deci dacă nu exista site-ul, noi de fapt nu ne întâlneam. Eu-s curioasă ce părere ar avea nevastă ta dacă ar ști. Bine. Am înțeles că aici e o petrecere a amanților, cu tine invitat special, dragul meu soț. Poți să spui și mie ce-a fost în capul tău? Greșeală, eu nu știu ce caut în grupul ăsta. Greșeală, te-ai împiedicat și ai căzut la mine în pat. Tu ai dat copilului 90% din atenția ta și mie 10%. Păi nu poți să-mi spui tu mie că ți-a fost greu. Nu avem ce să discutăm.
că nu-i nevastă ta aici. Ai noroc că femeia aia nu știe ce mizerie. Această femeie minunată ce pe urât. Care eu am înșelat-o. Okay. Oh! De fapt, n-am înșelat-o, am comparat-o cu voi. Și mi-am dat seama că tot nevastă mi-a mai avut decât voi. Eu sunt curioasă ce părere ar avea nevastă ta dacă ar ști. Asta rămâne de discutat între mine și toția mea. Nu cred, sufeream. Ăștia doi nu e treaba mea? Nu, deloc. O, da. Vedem puțin mai târziu. Adică? Ei, eu fac să sună de parcă nu știu ce telenovelă din asta în care el s-a dus, el a făcut, el era. Eu nu sunt așa. Nu, mă, dar eu seara asta am aflat că eu te-am înșelat, eu te neglijez, eu sunt doar așa de șters praful și de dat cu aspiratorul prin casă. Bine, am avut niște bănuieri. Îți lipsește pasiunea de la 20 de ani? Nu mă lipsește bărbatul din casă! Opa! Revin. Cine trebuie să vină? De ce a plecat? Păi nu știu. De unde să știu eu cine e și cum? Surpriză! Bună! Hei, bun! Ce faci? Bine. Am înțeles că aici e o petrecere a amanților. Cu tine invitat special, dragul meu soț. Și știu cine ți-a spus. Contează? Da, nu contează. Nu mai contează, evident că nu mai contează. Poți să-mi spui și mie cine sunt acești oameni de aici? Eu să-ți fac prezentările. Pe Maria Bănescu ai cunoscut-o, nu? Amanta 1. 1, ok. Aveți numere. Perfect. Da. Adela? Eu nu Adriana. Amanta 2. Și soțul? Da, soțul Adela. Fericitul. Eu sunt aici dintr-o conjunctură, am avut un nenoroc, nu am treabă eu aici. Un soț cu care eu sunt de 14 ani. Poți să-mi spui și mie ce-a fost în capul tău? Două? Dragul meu, două? Una n-a fost suficient. Două sau mai multe, probabil. Ah, ok. Eu știi ce nu înțeleg? Dacă tot m-ai înșelat și îți doreai să mă înlocuiești, dragul meu, cu altceva mai bun ai găsit? Ce să te înlocuiesc? Serios? Tu ești o femeie minunată, tu ești o femeie foarte inteligentă și se vede asta și din atitudinea ta acum când ai aflat că eu am fost un... Tu știi ce mi-a zis, nu? Asta am auzit amândouă, aceleași vreau să-i rog! Taci, Maria, că nu mă strâmbe bagi. Știi ce a zis de tine? Da. Hai să-ți spun ce a zis de tine. Te rog, te rog. Unu. Că nu ești bună de nimic. Așa. Și că ai mare noroc cu el. Așa. Te-ai gândit tu să-i arăți cât de bună ești tu? Bineînțeles. Dacă el e nemulțumit de nevastă, tu ce ai zis? Hai să-ți arăt eu ce fac eu acum. Bine, nu mai zic nimica, dar e un mare mincinos lângă tine. Păi tu prin comportamentul și prin ce... Și tu nu ai zis partea lui ăsta, că dacă n-ar fi... Dacă n-ar fi... Te-a mai zis, dacă nu era asta era. Asta nu înseamnă că e adevărat, ci doar am vrut să vă aduc în patul meu, iar voi ați fost gâște, ați picat în plasă. Și trebuia să vă asumați ceea ce s-a întâmplat. Da, dar ce cea mai mare discuție nevastă cu doi copii. Nu. Mi se pare că discuția asta duce într-o zonă de mahala. Eu nu mă pretez la așa ceva, da? Nu înțeleg moral ce s-a întâmplat aici. Tu ești bărbat? Da, bun. Ai avut niște nevoi, trebuia să mi le spui, trebuia să vii să comunici cu mine, să... Nu știam dacă mă înțelegi, nu vreau să te pierd. De 14 ani nu știi dacă te înțeleg. Daniel, să fim serioși. Ce ai fi zis? Da, du-te. Nu ți-aș fi spus da, du-te, dar poate puteam să-ți ofer. Da, ok, sunteți stroc sentimental, îmi asum, recunosc, iar voi ce sunteți? Ai zis clar că nu te atrage. Eu mă numesc stroc sentimental, stop, vorbesc eu. Cum vă numiți voi? Ai zis clar că nu te atrage. Cum vă numiți voi două? Ok, eu sunt stroc sentimental. Nu ne treabă cu voi, mă. Și eu cum mă numesc? Eu aici am apărut din greșeală, eu nu știu ce caut în grupul. Din greșeală te-ai împiedicat și ai căzut la mine în pat. Hai să mergem într-un loc mai retras. Am un apartament aici în apropiere. Aș vrea să fiu puțin ferit de ochii lumii. Înțeleg situația. Nu mai am nicio treabă cu ea, doar că vreau să fiu cu tine într-un spațiu intim. Departe? Cât avem de mers? 3 km? Hai. 3 jumate, poate? Facem și o plimbare. Hai. Faptul este consumat. Eu ți-am recunoscut absolut tot. Daniel, vreau să ne noi va trebui să mai discutăm despre asta. Nu, discutăm aici de față cu toată lumea. Nu am ce să discut bine cu voi. Bine mă că interesează... familia mea te-ai băgat și ai băgat prostii în capul soțului. M-am băgat eu în familia ta? Adevărul, adevărul, prostii era dacă... Tu mi-ai spus că e singură, cum am băgat eu în familia ta? Pe mine nu mă interesează nici familia ta, nu mă interesează nici prietenii între voi. Eu am treabă cu soția mea, faptul este consumat, eu asum, am fost o persoană slabă. V-am pupat? Ai treabă să o minți pe soția ta. Nu e treaba voastră. Seară frumoasă. La revedere.
Ce să vorbim, Daniel? Ce mai e de discutat? Tu știi că eu te iubesc. E adevărat că am fost slab, e adevărat că nu am venit să vorbesc mai devreme, să spun mai devreme ceea ce simt. Nu știu cum să spun. Noi n-am mai fost în ultima perioadă ca la început. Tu toată atenția ta ți-a intrat către copil, aveam și eu nevoie de puțin atenție, am fost slab, m-am dus, știu, recunosc. Și ți se pare anormal? Avem un copil! Știu. Suntem de atâta vreme împreună, mă așteptam ca în momentul în care avem un copil să... Da. Asta să ne lege! Asta simțeam și eu că ar trebui să se întâmple, dar se pare că nu s-a întâmplat așa. Tu ai dat copilului 90% din atenția ta și mie 10%, iar eu m-am simțit puțin... Adică nu vreau să crezi că sunt gelos pe copilul meu, dar și eu ca bărbat aveam nevoie de atenția ta ca femeie, ca soție a mea, înțelegi? Trebuia să vii să-mi spui, Daniel, trebuia să comunici cu mine toate lucrurile astea, eu nu am știut. Cu toții știm că voi femeile... O să râzi, dar să știi că am studiat și eu despre sarcină. Și nu cred că îți pica ție bine în sarcină și după ce ai născut să vin să vorbesc toate lucrurile astea cu tine. Bine, uite... Eu am să te iert pe tine, dar va trebui să-mi promiți că ai să te schimbi și orice ar fi, vei veni la mine, îmi vei spune nevoile tale, vom comunica așa cum am fost înainte, iar eu din partea mea îți promit că voi face tot posibilul să-ți acord aceeași atenție ca înainte de copil. Prietene, nu mai mă interesează ce a fost, ce va mai fi între voi. Eugen, zim ce. Oh, te rog, Eugen. Nu, eu o să plec. Hai să vorbim noi. Hai. Separat, dar nu mă ține de mână că nu e cazul. Hai, te rog frumos, Maria, iau înainte. Nu cu Maria. Nu știu ce ar mai fi de discutat. Te rog, Eugen, un minut am nevoie. Te ascult. Un minut. Povestea asta a luat o raznă. Deci nu sunt lucrurile. Sunt alegerile pe care tu le-ai făcut. S-au exagerat lucrurile și am ieșit mult mai terfelită decât am fost în realitate. Pentru mine e clar. Ai avut aventură? Eugen, dar nu așa, nu vreau să punem problema așa. Te rog, ascultă. Te rog, Eugen. Deci eu nu zic că n-am făcut sau că sunt vreo nevinovată. Nu asta vreau să zic, dar vreau să mă ascult și să mă înțelegi. Te rog. Și mie mi-a fost greu în relația asta. Ți-a fost greu că ce? Că eu plecam la muncă nu și tu te... Nu țipa la mine, te rog! Păi nu poți să-mi spui tu mie că ți-a fost greu. Că serviciul ca serviciu... Dar ușor, nici ușor nu mi-a fost. Nu, ți-a fost... Nu vreau să țip, deci vreau să avem o... Crezi că eu vreau să țip? Crezi că asta mi-am dorit? Asta mi-am dorit eu în viață de când ne-am căsătorit. Îți mai aduce aminte ce vise aveam împreună, că o să facem, o să trecem, o să... Și o să ce? S-a ales praful, că tu ai ales lucrul ăsta. Dar eram niște copii când ne-am luat. Deci acum nu mai suntem copii, nu mai putem visa la ce ne-am dorit atunci. Acum... Realitatea este mult alta. Și acum, realitatea, știi, adică, care este? Că înainte să te grăbești să dai cu piatra după mine și să zici că eu, vai de mine ce am făcut eu și că eu sunt aia care a făcut rău, da. Gândește-te un pic că ai fost absent din casă. Dar nu m-am dus în brațele altei femei. Nici am eu nu știu acolo. Ce a fost în capul, nu pot să zic asta. Mi-am dorit, așa e și cumva. S-a întâmplat, nu? Da. Și cu Adela s-a întâmplat, așa. Nu, tu ai premeditat, ai căutat acest moment, ți-ai dorit foarte mult. Ești femeie, trebuie să reaprinzi relația. Nu să mă lași pe mine la muncă ca prost, eu cred că eu trag pentru familie și tu o să tragi la fel. Și tu, de fapt, ca aventuri. Eugen, poate tu salvăm, te rog. N-avem ce să salvăm, pentru mine e clar. Ai greșit mult prea grav decât mi-am imaginat. Și lucrurile sunt simple. Îți iei mobila de la mămica ta, borcanele cu murături care erau pentru iarnă, ia-ți-le, nu mai trebuie nimic. Dacă consider că mai e ceva, ia-ți. Singur lucru, copilul rămâne la mine. Eu o să mă ocup, pentru că tu ai nevoie de timp liber. Nici o încercare. Pentru mine lucrurile sunt simple. Adună-ți ce ai de luat, adună-ți jucăriile și... Dar să zicem că acum poate a fost m-am trezit și eu, a fost ca o lovitură din aia de final. Nu, lovitura de final a fost pentru mine. Nu avem ce să discutăm. Și cu asta punct, te rog frumos. Eu am terminat, am plecat, dacă vrei să mergi cu mine cu mașina să împărțim lucrurile, bine. Dacă nu, te aștept când ai timp, chef, vii-ți lucrurile. Copilul rămâne la mine, îmi pare rău. Te rog, dar auzi? Faptul că Daniel a fost iertat de soția lui ține până la urmă de o decizie individuală și de asumarea unor compromisuri care, din punctul meu de vedere, vor continua. Însă decizia soției este, bănuiesc, una asumată. În ce o privește pe Maria, situația este alta.
alegerile ei nepotrivite, dorința ei de a fi iubită, de a fi protejată, de a se confesa, de a avea prieteni intimi, toate provin din adolescență, atunci când ea și-a pierdut părinții, la o vârstă mult prea fragedă. Atunci s-a declanșat vulnerabilitatea ei, peste care, cred eu, nu va trece mai departe fără un ajutor de la un fin psiholog. Despre Adriana multe nu sunt de spus. Mi-aș dori totuși ca soțul ei să nu cedeze falselor ei păreri de rău. Ești foarte frumoasă. Încotro. Mersi. Ce faci, mamă? De ce plângi? E rușine cu tine, mama, ai 45 de ani. Cum să-ți faci relație la vârsta asta? Dar ce? N-ai mai văzut în prima și ultima femeie sau nu înțeleg? Stai de vorbă cu el, stă și ea de vorbă sau ne vă întâlniți toți trei? Până la urmă, sunteți sigură că Ciprian este tatăl lui Andrei? Hai, liniștește-te. Da, nu știu, îți dai seama că am și așa un sentiment ciudat. Nu e afară din casă, tata! Tu ești vinovată! Te rog eu mult, Andrei, nu e momentul acum, tata. Te rog mult, iartă-mă, te rog, iartă-mă, înțelege-mă! Tata! Bă, tu nu ești bine deloc, bă, lasă-mă, eu sun la salvare, să știi! Fiul dumneavoastră a făcut blocaj renal. Trebuie să-i facem un transplant de rinichi. N-am nevoie de niciun transplant de la tine, de niciun ajutor. Ce nu înțelegeți? Andrei, nu! De ce eu plec în momentul de față? Lăsați-mă în pace!